Hai, salut, băbăți! Bine v-am regăsit la un nou video pe canal. În videoul de astăzi o să vă arăt sau o să vă spun cum să faceți mai lejer trofee sau destul de repede și niște sfaturi care v-ar putea ajuta. Pentru că știu că mulți dintre voi, cei puțini care mă urmăriți pe canal, aveți destul de puține trofee undeva la... Bine, în general media, pentru că făcusem un pool, un stropul sau mă rog, un vot, așa să zic așa mai pe scurt, pe canalul vechi, în care am întrebat cam câte trofee aveți voi pe cont și asta ar fi undeva la câteva luni, deci nu cred că s-ar schimba foarte foarte multe cu acești brawler, dar e, în general pool-ul acela a fost între 10.000 și 15.000, deci poate sfaturile acestea o să vă ajute destul de mult, dar da, înainte să începem cu sfaturile, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o încă și dacă vrei să primiți notificare, să activați și acel clopoțel, m-ar ajuta destul de mult. Și da, haideți să trecem la sfaturi. Am schimbat eu între timp și contul, sunt aici pe contul secundar. Deci, în general, dacă aveți destul de puține trofee, de exemplu pe brawlerul respectiv, să zicem cum am eu, pe Colette, Edgar, Surge și așa mai departe, în general puteți să dați și cu random. Cel mai ușor game mode și cel mai rapid ar fi Brawl Ball-ul, după cum vedeți, cam orice mapă de Brawl Ball este cam cel mai rapid mod de joc de a face trofee. Pentru că na, la gen grep știți că durează meciurile undeva la un minut, un minut jumate, depinde. Iar cel mai rapid meci de gen grep durează undeva la un minut și 16 secunde sau 17 secunde, dacă nu mă înșel, chiar dacă e toate gemurile și echipa adversă nu ia niciun gem. Iar la Brawl Ball poți să le termin chiar și în 20 de secunde, în 30 de secunde, 40-50, deci este mult mai rapid. La fel și la Siege, poate nu-i bați din primul robot și așa mai departe. Nu o să vorbesc de solo, dacă unii dintre voi preferați puteți să jucați și solo, mai ales la aceste trofee puteți să jucați solo sau duo, se fac trofee destul de lejer, dar dacă aveți brawleri cam 500-600 cam așa și aveți skill-ul necesar și răbdare, puteți să jucați chiar și cu random, pentru că randomii nu sunt chiar atât de slabi, mă rog, ei poate sunt slabi și vouă nu vă convine, dar în general win-urile tot... mă rog, trofeele tot pe pozitiv o să fie, chiar dacă durează, poate mai pierzi un match, poate pierzi două, poate pierzi trei. Important e că câștigi mai mult decât pierzi, înțelegeți? Și meciurile sunt instante. Iar dacă nu vreți să vă bateți capul, pentru că, na, multă lume poate vrea o echipă sau un alta ca să meargă meciurile mai rapid, puteți să căutați și aici, vedeți că aveți această lupă pe care puteți să dați. Și vă găsește niște player cu care să jucați. Sau dacă nu, puteți să intrați într-un club, de exemplu. Bine, eu nu am făcut un club doar așa la Caterinca pe acest cont, dar în general puteți să intrați într-un club de media voastră, adică vedeți și voi, eu am pe contul acesta 22.266 de trofee, da? Nu caut să intru într-un club în care media, nu știu, este de 30.000 de trofee și cumva pot să intru acolo, înțelegeți? Adică căutați un club în care să fie destul de activ, nu neapărat de străin, pentru că la trofeele astea nu vă trebuie, unde să fie media, de exemplu, 20.000 de trofee, ceva de genul, nici să fii primul, dar na, nici ultimul, vă dați seama, și așa vă puteți găsi niște coechipieri. Bun, haideți să trecem la un match. Bun. Am găsit și eu niște player aici pe lupă, pentru că am căutat niște player la lupă să văd dacă găsesc ceva. Vedeți și voi că am găsit acești playeri undeva la câteva secunde, adică nu a durat foarte foarte mult. Vedeți, playerii sunt decenți, adică chiar sunt decenți, cel puțin pentru trofeele respective. Iar încă un mod de a face trofeele destul de lejer este să pușați fiecare brawler la un anumit tip de trofee. Vedeți și voi că eu îi pușez la 600 la momentul actual și încercați să-i faceți pe toți la un anumit, să zicem, punct de trofee. De exemplu, la mine scopul principal este să-i fac 600 pe toți, poate voi aveți scopul principal să-i faceți 500, 400, 300, depinde de fiecare persoană cam cum îi are urcați. Deci, căutați să îi pușați în aceeași, în acel mod, știți, în care să aibă fiecare brawler trofeele respective. Deci, da. Bun, văd că îmi sugerează Brock, nu știu exact de ce îmi sugerează Brock, dar hai să dăm un match cu acești random, să zic așa, pentru că, na, până la urmă i-am găsit la lupă, adică, na. Dar nu cred că pot să fie chiar atât de răi trofee, adică trofeele, player respectiv. Deși, ca și com, băieții, văd că au un com destul de bun.
adică au Byron mid cu Tara. Cred că o să ne luăm gol aici, da, ok. Este ok, este ok, ce pot să spun. A murit acolo B din prima, bine, deși are counter, că vedeți și voi că este Byron pe mid, dar este ok. O să-mi pun aici ursul contra Byron și, na, vă dați și voi seama că puteți să mai pierdeți din meciuri, adică nu trebuie să vă enervați neapărat dacă pierdeți un meci din cauza cuiva, mai ales la trofeele de genul, nu prea contează, adică vă dați și voi seama că cel mai important aici este timpul. Că până la urmă, în general, trofeele contează timp, nu skill, deci da. Și odată ce îi terminați la un anumit punct de trofee, pentru că mai ales acum că sezonul durează o lună, adică na, 4 săptămâni, aveți timp să îi pușați foarte, foarte lejer, chiar dacă vă jucați o oră, două, poate pe zi, depinde. Iar nu vreți să dați de... Nu vreți să vă jucați cu random, puteți să jucați, de exemplu, cu echipă. Dacă nu vă place echipa, puteți să o schimbați oricând, adică, na, puteți să ieșiți, nu trebuie neapărat să jucați, puteți să căutați, după cum am spus, la lupă sau puteți să dați cu random. O să dau și aici un meci cu random și... cum să spun, într-un fel cotează și power-ele, că mulți dintre voi nu aveți conturi maxate, adică na, până la urmă este destul de greu să maxezi un cont cu star power, cu gadget-uri, cu absolut tot și na, nu toată lumea poate dispune de un cont maxat, dar nu este probleme, până la urmă cu power 7, cu power 6 poți să-i urci destul de lejer la 600 de trofei, zicem așa, cam fiecare brawler, de aceea multă lume joacă la... la solo sau la două, pentru că nu au brawlerii maxați și nu vor să se riște în 3 vs 3 sau poate nu au cunoștințele necesare, dar după cum știți, nu se naște nimeni născut, mă rog, nu se naște nimeni priceput deja la ceva anume și cu timpul înveți, adică nu vă gândiți că și eu am fost pro player din prima zi în care m-am apucat de acest joc, dar după un timp înveți anumite chestii, cum să-ți câștigi lane-ul sau ce brawler dau counter la ce. De asemenea, dacă jucați în mai multe trofee, să zicem 700-800, vă trebuie un comp decent. Nu neapărat cel mai OP comp din joc, dar vă trebuie cel puțin un comp destul de decent, depinde de meta. Pentru că eu, când filmez acest clip, meta actuală este între Jesse, Nita, Tara, nu Tara, Byron. Ce mai sunt? E de exemplu Max, Jackie și brawlerii de genul care sunt foarte, foarte decenți în meta actuală. Acestea sunt mult mai ușor de pușat. De exemplu Mr. P este foarte ușor de pușat, Edgar, Colette și așa mai departe. Sunt brawleri foarte, foarte decenți, dar la fel și ceilalți sunt destul de lejer de pușați. Mai ales și BB, de exemplu 8-bit, sunt foarte, foarte buni în anumite game moduri. Și destul de ușor de pușat. Deci după cum am spus, primul sfat ar fi, mă rog, nu chiar ar fi neapărat un sfat, este timpul pe care îl investiți în joc, pentru că în general, după cum știți, trofeele la momentul actual contează, mă rog, sunt bazate pe timp, nu pentru skill-ul neapărat. Să zicem, al doilea sfat este să îți cauți o echipă sau să joci cu lupă sau depinde dacă ești într-un clan în care este o medie averată pentru trofeele tale în care ești, o să-ți găsești destul de lejer echipă. Al treilea sfat este să nu te enervezi, nimeni nu câștigă absolut fiecare meci, mai sunt și meciuri pierdute, poate și 5 consecutive, depinde, dar na, sunt mai rare, dar sunt posibilități, nu trebuie să te enervezi, sunt trofee destul de micuțe. Chiar și la 800 nu trebuie să te enervezi, pentru că sunt și unii care au mai multe trofee, nu trebuie să te enervezi pentru un meci, la fel se fac destul de ușor înapoi, dar da, al treilea sfat este să îți echilibrezi brawlerii, fiecare brawler să îi echilibrezi în un anumit punct de trofee, cât poți tu. De exemplu, poate lumea, unii dintre voi nu puteți să treceți de 700. Încercați să îi duceți pe toți 700 de trofee și pe final de sezon să duceți câțiva 800 sau poate 750 sau rang 25, pentru că vedeți, sunt anumite rankuri. Poate unii dintre voi nu aveți toți rang 25, puteți să încercați să-i faceți pe fiecare pe rând. Graba nu este mare pentru că, după cum știți,
Bine, și acest sezon se termină în 5 zile, dar aveți timp suficient în care să urcați. Bun, al patrulea sfat este dacă nu vă convine o echipă sau așa mai departe și nu vă înțelegeți cu acei pe respectiv, să zicem ați jucat două meciuri, ați pierdut două meciuri din cauza unor niște greșeli sau compoziția voastră nu a fost bună, ori schimbați compul sau schimb tu brawlerul sau ceva de genul, ori poți să ieși și să-ți cauți oricând o altă echipă. Doar trebuie să ții în minte, nu trebuie să te enervezi la trofeele de genul sau foarte foarte micuțe. Vă dați ceva seama că în general te enervezi pentru că până la urmă e un joc competitiv, mă rog, competitivă, este un joc în care îți poți pune nervii din cauza că pierzi un meci, pierzi două, pierzi trei. Și e destul de enervant, știu, e frustrant, enervant în același timp și îți vine să nu te mai joci sau să te joci altceva. Pentru că știu cum e, nu vă gândiți că eu câștig fiecare meci, pentru că nu este așa, mai pierd, poate pierd și 10 la rând, poate pierd și 15 la rând, dar na, și gândiți-vă că la momentul actual eu îmi echilibrez fiecare brawler, după cum ați văzut, echilibrez brawler între ei, îi duc pe fiecare la 1000 de trofee, pentru că este destul de lejer, cel puțin pentru mine. Este lejer să îi duc 1000 de trofee pe fiecare absolut în parte. Bine, pe aceștia doi nu am încercat încă să îi duc, dar după cum știți, averajul meu este destul de lejer să îi duc, pentru că am destule cunoștințe în fiecare game mode în care se joc. La fel și voi, trebuie să învățați într-un fel ce trebuie să faceți pe fiecare lane sau pe mid sau în fiecare game mode, pentru că, na, până la urmă, jucând, înveți. Dar, da, sper că v-a fost de ajutor cel puțin acest videoclip în care, nu știu, am încercat să vă explic cum să faceți mai ușor trofeele, niște sfaturi pe care eu le aplic cel puțin, adică aceste sfaturi care vi le-am spus eu, le aplic și eu pe contul meu mare, chiar și pe acesta vedeți și voi că îl echilibrez. Fiecare brawler a fost la 525 de trofee și i-am dus încet încet pe toți 600 de trofee, după cum vedeți. Și cam asta o să fac, o să-i duc pe toți 600 și eventual sezonul viitor o să-i duc pe toți 700-800, depinde de de timpul pe care o să-l investesc și în acest cont, pentru că aș vrea să-l țin și pentru live-uri în caz dacă o să fac live-uri, să vă ajut pe voi să urcați în trofee. Bun. Astea fiind spuse, eu am fost azi, ne revedem mâine cu un nou videoclip, să aveți o zi sau o seară faină, depinde când vedeți videoclip, numai bine, pa, pa!